Capitolul 3 din 2 Timotei, cuvântul Domnului spune așa: Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Să luăm locurile. Ne apropiem de finalul acestui studiu biblic. Joia viitoare vom avea ultima lecție. Dar în seara aceasta, cuvântul Domnului ne spune că oamenii din vremurile din urmă vor iubi mai mult plăcerile decât îl vor iubi pe Dumnezeu. Haideți să studiem mai aproape cuvintele acestea. Vine din filos, care înseamnă iubitor, prietenos, devotat, prieten, amabil. Și legându-se de plăceri, philodonos, iubitor de plăceri, și filoteos, iubitor de Dumnezeu. Sunt cuvintele acestea care le întâlnim în fraza pe care am citit-o în această seară. În limba română, versetul acesta a fost tradus destul de uniform, dar iată câteva care e o mică diferență. Fidela, de exemplu, o Biblie apărută la Cluj, nu mult timp în urmă, în locul închinerii la Dumnezeu vor prefera plăcerile. O altă traducere este Biblia de la Blaj, iubitor mai mult de desfătări decât iubitor de Dumnezeu. Cornilescu traduce plăceri, desfătări, spune Biblia de la Blaj. Noul Testament de la Belgrad, de la Alba Iulia, primul în limba română, zice iubitor mai vârtos de smerdăciunilor decât predumnezeu. Asta e o formulare în limba din vremea aceea, 1650, dezmerdăciunilor, dezmerdăciuni, plăcerile. O altă traducere este Biblia în versuri, iubind plăcerile mereu mai mult decât pe Dumnezeu. Și traducerea modernă a lui Cornilescu zice, își vor iubi mai mult poftele lor decât pe Dumnezeu. Acestea sunt variante destul de apropiate una de cealaltă, nu este mare diferență, pentru că cuvintele sunt extrem de clare. Iată ce spune un comentator biblic, Oliver Green, că membru bisericii de astăzi nu permite ca serviciile bisericii să se interpună între el și plăcerile sale. Orele de rugăciune, evangelizările sau datoriile bisericești nu mai sunt prioritare activităților sociale. Aproape orice lucrător creștin din această țară va fi de acord cu acest adevăr că membrul bisericii de astăzi nu permite ca biserica și activitățile ei să se interpună între el și viața socială sau orice dorință și plăcere de a lui. Este o concluzie foarte dureroasă. Probabil că una din explicațiile multor bănci goale la studiul Bibliei din această seară este și în citatul ăsta. Mulți dintre noi avem alte lucruri care țin de viața noastră, de plăcerile noastre, de dezmerdăciunile noastre, nu? Și alegem să stăm acasă sau să mergem în direcția respectivă decât să venim la biserică. Haideți să vedem care sunt caracteristicile generale ale omului iubitor de plăceri și în același timp ați văzut că este un contrast. Iubitorul de plăceri îl iubește pe Dumnezeu mai puțin. Pe măsură ce iubim lumea mai mult, îl iubim mai puțin pe Dumnezeu. Cu cât iubim plăcerile mai mult, îl iubim mai puțin pe Dumnezeu. Ar trebui să ne gândim foarte mult la lucrurile astea pentru că ele caracterizează în general creștinismul de astăzi. Și să încercăm să ne ferim de aceste lucruri. În primul rând, omul acesta pune pe lista priorităților sale plăcerile lumești. Acești creștini țin să acorde mai mult timp, energie și resurse activităților care duc la satisfacțiile lor personale, la plăcerea imediată, decât practicilor religioase și spirituale. Nu, dacă el se simte bine să meargă la pescuit, la vânătoare sau cine știe unde, duminica poate să fie ziua Domnului, că
El e suficient de domn să-și permită luxul ăsta. Plăcerile lumești sunt o prioritate pentru creștinul lumesc. Neglijarea vieții de rugăciune. Rugăciunea, meditația, nu, sunt adesea lăsate deoparte și reduse la minimum. Acești creștini pot avea o viață de rugăciune superficială sau inconsecventă, nu se țin de ea. 3. Întârzierea sau evitarea participării la biserică. Nu știu cum văd unii oameni, dar participarea la biserică, ei o văd foarte la îndemâna lor. Când au ei chef, vin, când nu au, nu vin. Plăcerile lor sunt mult mai importante decât venitul la biserică. Participarea la slujbe religioase, studii biblici sau activități comunitare este adesea văzută ca o povară sau ca o activitate secundară, neimportantă. Importante viața lui, gospodăria lui, averea lui, succesul lui. Un asemenea om are tendință să facă compromisuri morale. Pot să fie mai predispuși să facă compromisuri în ceea ce privește valorile și principiile morale creștine pentru a-și satisface dorințele lor personale. Și ce dacă e păcat? Toată lumea face asta, nu? Mare lucru nu-i. Ne iartă Domnul, e bun. Ați auzit fraze din astea, nu? Este creștinul care iubește mai mult plăcerile și își caută chiar versete biblice să și le justifice, nu? Păi Pavel n-a băut și el nu i-a recomandat lui Timotei să mai tragă câte un pahar de vin, nu? Deci, imediat să găsesc justificări și este gata să facă orice compromis moral să-și satisfacă propriile lui plăceri. De obicei sunt materialiști și consumeriști, nu? Atașamentul față de bunurile materiale și dorința de a acumula lucruri este foarte evidentă la omul care iubește plăcerile. Banii, posesiunile devin adesea mai importante decât valorile spirituale. E mai important astăzi să mergem la lucru, nu? Și ce dacă e duminică? Ce dacă e ziua Domnului? Asta plătește dublu. Oare unde sunt vremurile acelea? Eu țin minte că la țară unde am crescut, ziua Domnului era a Domnului. Până și vitele din grajde adeseori știau că e ziua Domnului. Nu? Se odihneau și ele. Nu se lucra deloc, sarmale se făceau sâmbăta, de sâmbătă. Și se cocea pâine și toate se făcea de sâmbătă. Cred că bunica mea ar fi foarte oripilată să vadă că creștinii de astăzi gătesc duminica. Pentru ei era un mare păcat să gătești duminica. Dar asta este consumerismul și materialismul zilelor noastre, nu? În al șaselea rând, iubitorii de plăceri și cei care îl iubesc mai puțin pe Dumnezeu au un fel de nepăsare față de nevoile altora. Pentru că ei sunt importanți, nu ceilalți, nu? Lipsa de compasiune, de preocupare pentru ceilalți, mai ales pentru cei aflați în nevoi, nu? Sau aflați în suferință. Este un alt semn distinctiv al acestui fel de om, nu? Păi de ce e sărac? Nu muncește, domnule, nu? Nu se pricepe. Nu e așa deștept ca noi, nu? Imediat avem etichete, punem pe seama celorlalți și nu suntem deloc sensibili la nevoile altora. Este absorbit de distracții și divertisment. O mare parte din timpul liber este petrecut în activități de divertisment, nu? Vizionează televizorul tot timpul, jocurile video, ca să sunt la modă, mai ales la cei tineri, petreceri, Paris, alte forme de distracție care sunt, orice formă de distracție care poate deturna atenția de la preocupările noastre spirituale. Probabil meciurile, am vorbit cu cineva astăzi care mi-a recomandat să mă uit la un meci foarte faimos, nici nu știu exact, campionatul european, nu? Păi dacă joacă România, ce biserică, domnule?
Sunt biserici care, dacă era un meci foarte important, anulează serviciul, se pune un televizor și se vizionează meciul. Aici ar trebui să discutăm puțin, pentru că însuși Biserica Evanghelică Contemporană este înclinată spre distracție și pentru entertainmentul celor care vin. Noi punem foarte mare accent pe muzică, care adeseori are menirea să ne distreze, să ne facă să ne simțim bine. Și imediat ce nu cântă cum ne place, îi amendăm pe cântăreți. Până și formațiile noastre care au misiunea mai degrabă să ne încânte pe noi și nu pe Domnul, au misiunea asta să creeze divertismentul pe care îl vrea creștinul de astăzi. Păi dacă dai un dolar, să se merite, nu? Ai venit la concert să cânte ăștia bine, nu? Dacă dai un ban, măcar să se merite. În a optelea rând, oamenii aceștia sunt înclinați să fie superficiali în înțelegerea Scripturilor. Dacă el e interesat mai mult de meci, de filme și de distracții și de excursii și așa mai departe, cu atât mai mult va neglija Scriptura, că aici trebuie să stai mult timp să o citești. Nu, mai bine te duci la pescuit decât să stai o carte în față, nu-i așa? Există adesea o lipsă de interes profund pentru studiul Bibliei și înțelegerea profundă a învățăturilor creștine. Se promovează relativismul moral. Aceste persoane pot adopta o viziune relativistă asupra moralității, justificând comportamentul lor, care adesea este contrar învățăturilor creștine, ceea ce predică biserica la care el merge. Nu sub pretextul că toată lumea face asta, nu? Toată lumea face asta. Să știți că în bisericile noastre avem pachete așa de oameni, unii foarte bine situați financiar, care au alte norme morale decât noi ăștia alții, nu? Pentru că își permit, nu? Am auzit despre anumită biserică, au campionat de poker, nu? Surorile se adună, joacă poker sau remi, nu? Biserica organizează întâlniri de remi a surorilor, nu? Cu premii, probabil, și, eu știu, joacă pe bani, I don't know. Să nu mai vorbesc de coloane întregi de RV-uri, de recreational vehicles, în care turma asta de oameni distractivi și doritori de aventuri pleacă toți împreună să vadă lumea, să vadă America. Eu nu vreau să îi condamn pe oamenii ăștia, dar aceste comportamente spun ceva despre relativismul moral al acestor oameni, despre înclinația lor mai mult spre plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și ultimul, lipsa disciplinelor spirituale. La un asemenea om să nu-i vorbești despre post, rugăciune, meditație, să nu vii cu lucrurile astea, pentru că ele sunt neglijate, dacă nu total, sunt disprețuite de asemenea oameni. Ei văd viața altfel decât noi ceilalți. Noi suntem niște habotnici care stăm cu nasul în Biblie toată ziua din viața noastră. Haideți să vedem câteva exemple din Biblie. Are Biblia oare exemple de genul ăsta de oameni? Unul dintre ei este Lot. Deși Lot nu este neapărat un om rău, nu este un om corupt, totuși alegerea lui de a locui în cetatea Sodomei, nu, și în Gomora, cunoscute pentru păcatele lor îngrozitoare, mai ales cele a homosexualității, alegerea asta a lui de a locui acolo poate fi văzută ca o preferință pentru plăcerile și confortul lumii de acum, nu? A ales cetatea bogată și prosperă și nu muntele ca și Avram, nu? Pe munte, homosexuale nu merg la munte, ăștia merg la mare eventual.
E îngrozitor să vezi, dacă te uiți un pic mai atent, sunt stațiuni speciale de odihnă care sunt deschise special pentru sodomiți astăzi. Lot este un om care alege o societate din asta prosperă să locuiască acolo, expunându-se la păcatele acelei societăți. Probabil i-a plăcut să se distreze un pic, nu? A preferat plăcerile unei societăți abundente decât, eu știu, o relație cu Dumnezeu sus pe munte, alături de Avram. Un al doilea exemplu din Biblie este Esau. În Genesa 25 găsim, în Evrei 12 cu 16, există o referință extraordinară la Esau. Esau și-a vândut dreptul de întâi născut pentru un blid de linte, pentru o ciorbă roșiatică, spune Sfânta Scriptură, nu? Pentru că în felul ăsta spunea că el apreciază mai mult satisfacția imediată a plăcerilor și a nevoilor sale decât amânarea pe cine știe când vor veni beneficiile dreptului de întâi născut. Nu? Esau gândește cam așa, măi, mi-e foame, dăm să mănânc, ce drept de întâi născut? Spală-te pe cap cu el, dă-mi să mănânc acum și fă ce vrei tu cu dreptul ăsta de întâi născut. La ce folosește, Domnule, când mor de foame, nu? Este exact atitudinea omului care iubește plăcerea și neglijează relația cu Dumnezeu. Un alt personaj din Vechiul Testament este Samson, nu? Judecătorii, de la 13 la 16 capitolele, este un nazireu, are o forță extraordinară dată de Dumnezeu, nu? Dar este condus în general în tot comportamentul său de dorințele sale, de poftele sale, mai ales în relațiile cu femeile, nu? Pofta asta a lui și inclinația lui spre relația cu femeile l-au dus la pierderea puterii, a ajuns orb, a ajuns în pușcărie, vorba aceea, nu? Capturat de filistenii pe care îi ura și era urât de ei, sfârșește sub dărâmăturile templului pe care îl dărâmă cu ultima energie și rugăciunea vieții sale. Este un exemplu absolut dramatic, dar și ți-e milă să vezi un asemenea om cu asemenea capacități nenorocit de o femeie, nu? De o frizeriță. Samson este tuns la propriu și la figurat de o femeie. Un alt om din Sfânta Scriptură este regele Solomon. Deși este înțelept, mai înțelept decât toți ceilalți oameni, nu? Este devotat inițial lui Dumnezeu, este fiul lui David, moștenește un tron și o împărăție extraordinară. A fost deturnat de plăcerile lumești și de influența soțiilor sale, a nevestelor sale străine, care l-au condus spre idolatrie. A știut să reziste la multe ispite, dar aici a căzut într-un mod lamentabil și parcă nu i-a fost suficient 700 de neveste și a mai luat și 300 de țiitoare, nu? Să completeze cifra la 1000. Regele Solomon este mai degrabă omul care cedează plăcerilor, neglijându-L pe Dumnezeu. Poate că perechea aceasta nefastă, Ahab și Izabela, este regele Israelului, sub influența nevestei sale Izabela, a adoptat închinarea la Baal, a comis numeroase fapte rele, în loc să urmeze poruncile lui Dumnezeu. Este perechea nefastă a Vechiului Testament, a oamenilor plăcerilor, a ambițiilor, a religiei false, a respingerii lui Dumnezeu, oamenii care au fost etichetați mai răi ca oricare alt împărat al lui Israel.
Noul Testament îl prezintă pe Dima, în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10. Dima este un colaborator al Apostolului Pavel, pe care l-a părăsit din dragoste pentru lumea prezentă, pentru lumea de acum, spune Sfânta Scriptură. Acum, nu știu dacă poate comitem o eroare să-l acuzăm pe Dima că a preferat plăcerile acestei lumi, nu? Și l-a respins pe Dumnezeu. Probabil a fost o respingere mai degrabă a stilului de viață a unui misionar, a unui apostol, ca apostolul Pavel, nu? A fost probabil dorința aceea să trăiești o viață normală, ca toți oamenii, nu? Să te duci și tu să te însori, să ai casa ta și copiii tăi și să nu mai umbli brambura prin toată lumea. Pentru că asta este o reacție, într-un fel, normală a noastră ca oameni în fața unor nevoi extraordinare ca acelea de a fi misionar și apostol al neamurilor, cum era apostolul Pavel. Un exemplu ilustru îl dă Domnul Iisus prin pilda fiului risipitor. Ficiorul ăsta și-a cerut moștenirea de la tatăl său și a plecat într-o țară depărtată, spune Sfânta Scriptură, unde și-a risipit averea trăind în destrăbălare. Ulterior, el s-a pocăit și s-a întors la tatăl său. Dar pornirea inițială a firii sale a fost să dea frâu dorinței de plăceri, de distracții, nu, de dezmerdăciuni, cum zicea Testamentul Vechi, și să plece din anturajul sigur și cu minte al familiei, aventurându-se într-o lume extrem de ostilă. Toate aceste exemple ilustrează cum dragostea pentru plăcerile lumești și neascultarea de Dumnezeu pot avea consecințe negative, atât în viețile individuale, cât și în comunitățile mai largi, nu? Împărății întregi, ca împărăția lui Israel. Haideți să vedem câteva versete din Scriptură care vorbesc despre tendința aceasta de care ar trebui să ne ferim. Societatea în care trăim noi este societatea distracțiilor, a plăcerilor, a entertainmentului. Și ar trebui să avem grijă, pentru că este o pantă foarte alunecoasă. Domnule, este un meci nu știu cât de grozav, lasă biserica, biserica tot acolo, nu fură nimeni. Nu? Alegem distracția, alegem plăcerea și respingem lucrurile spirituale. Lucrurile astea pot să se răzbune pe noi într-o zi și efectul este devastator asupra conștiinței noastre și asupra sănătății noastre spirituale. Ce spune Vechiul Testament despre oamenii aceștia? În primul rând, viața de plăceri va duce la rușine și suferință. În Isaia, capitolul 1, 28 la 30. Dar pieirea va atinge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși și cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. Va fi rușine de terebinții în care găseați plăcerea și veți roși din pricina grădinilor în care vă desfătați, căci veți fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă, spune profetul Isaia. Va veni o zi când veți regreta plăcerile și locurile acelea pe care le veți revedea mai târziu, vă vor aduce amărăciune și rușine și păreri de rău când veți vedea locurile acelea în care ați păcătuit. Tot profetul Isaia spune că pustierea și dezolarea sunt rodul căutării plăcerilor și părăsirii lui Dumnezeu. Iată ce spune Isaia 32, versetul 13 la 15. Pe pământul poporului meu cresc spini și mărăcini, chiar și în toate casele de plăcere ale cetății cele vesele. Casa împărătească este părăsită, cetatea gălăgioasă este lăsată, dealul și turnul vor sluji pe vecie ca peșteri
Măgare sălbatici se vor juca în ele și turmele lor vor paște până când va turna Duhul de sus peste noi, atunci pustiul se va preface în pământ și pometul va fi privit ca o pădure. Când oamenii îl părăsesc pe Dumnezeu, se așterne pustiul, suferința, lipsurile, necazurile. Dar când vine Duhul lui Dumnezeu, El transformă până și pustiul în pământ bun și pometul va fi privit ca o pădure. Un alt cuvânt îl găsim în rugăciunea lui Neemia, unde ni se spune că plăcerile duc la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. În Ieremia 9:25, Ieremia se roagă lui Dumnezeu pentru poporul său căzut în păcat și care a dus la robie, și el mărturisește și recunoaște aceste păcate. Au ajuns stăpâni pe cetăți întărite și pe pământuri roditoare. Au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți, puțuri săpate, vii, măslini și pomi roditori din belșug. Au mâncat și s-au săturat. S-au îngrășat și au trăit în desfătări. Prin bunătatea ta cea mare, totuși ei s-au răsculat și s-au răzvrătit împotriva ta. Au aruncat legea ta la spatele lor, au ucis pe prorocii tăi, care îi rugau fierbinte să se întoarcă la tine și s-au dedat la mari ocări față de tine, spunea Neemia. Neemia mărturisește această cădere morală a propriului său popor. Aici vreau să fac o mică paranteză și să vă spun că sunt o serie de istorici care au studiat marile civilizații ale lumii. Și ei spun că de obicei se petrece fenomenul cam așa. La început, când civilizația aceea se pune pe picioare, se cucerez noi teritorii, se formează un imperiu, eu știu, există luptă și efort susținut pentru a forma această nouă împărăție. Lucrul acesta duce la prosperitate economică, la bogăție, la stabilitate, care în timp îi face pe oameni să devină tot mai corupți, tot mai înclinați spre distracții, spre plăceri, tot mai neglijenți cu ce se întâmplă în jur, devin pe zi ce trece tot mai corupți și asta duce la distrugerea imperiului respectiv. Foarte mulți spun că America se află în această ultimă fază acum. Ne aflăm într-o cădere liberă. Moralitatea este absolut la pământ. Mult timp am discutat cu Rodica și întrebarea ei era asta: de ce Dumnezeu a lăsat ca Imperiul Bizantin, nu, Constantinopolul, să cadă pe mâna turcilor? Dom'le, niște corturari, vorba aceea, necivilizați și vai și acum de capul lor, au cucerit un imperiu care era condus de oameni foarte bogați, foarte deștepți, foarte creștini, vorba aceea, nu? Constantinopol era considerat un fel de cetate de necucerit. Știți ce s-a întâmplat? Nu le-au mai trebuit prea multă armată, nu? S-au apucat de teologie, de discuții, de povești, de distracții. Mari teologi ai Bizanțului se ocupau de îngeri, discutau ore în șir dacă îngerii au sex sau nu. Sunt bărbați și femei sau nu. Erau deja două tabere teologice foarte mari, ce se va întâmpla în ceruri cu noi, vom mai avea sex sau nu. Asta era problema numărul unu a teologilor de acolo, când turcii erau la porțile și înconjuraseră cetatea. Nu e de mirare că Dumnezeu a lăsat un asemenea bastion a creștinismului pe mâna unor păgâni. Asta s-a întâmplat tot timpul în istorie. Să știți că vremurile în care noi le trăim sunt vremuri foarte tulburi. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, dar zilele astea se pare că Turcia trece de partea Brexit-ului, nu, BRICS-ului, la
alături de China, Rusia, Brazilia și cine mai? Corea. Yeah. Turcia, care este la ora actuală în NATO, nu? Este cea de-a doua mare armată a lui NATO după Statele Unite. Păi dacă ăștia pleacă și se alipesc de ăia alalți, ce se va întâmpla cu noi? Cine va apăra Europa? Că Europa nu se poate apăra singură. Societatea Vestului este în perioada aceea în care ne ocupăm de prostii. Vor să promoveze pe toți homosexualii, pe toți transgenderii, toate nebuniile astea care nu sunt decât expresia decăderii morale a societății, sunt promovate peste tot în Europa și Statele Unite. Nu e de mirare că ne părăsesc toți. Și nu ne așteaptă vremuri bune. Dumnezeu întotdeauna a pedepsit această alunecare spre plăceri și alunecare departe de Dumnezeu a societății omenești. Haideți să vedem câteva versete din Noul Testament. Plăcerile vieții acestuia înăbușă creșterea spirituală, spunea Domnul Iisus Hristos prin pilda seminței. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia. Și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Luca 8:14. Observați cuvântul primit, nu? Este înăbușit de plăcerile vieții acesteia, pe care oamenii le aleg respingând în același timp pe Dumnezeu. În al doilea rând, oamenii plăcerilor vor crede cu ușurință minciuna anticristului, spune Apostolul Pavel. În 2 Tesaloniceni 2:12, din această pricină, Dumnezeu le permite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ci și-au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Observați, oamenii care și-au găsit plăcere în nelegiuire, în ceea ce nu place lui Dumnezeu, vor fi osândiți, îmbrățișând imediat teoriile și învățătura anticristului. Pavel face apoi un portret foarte corect a omului necredincios. Iată ce spune el în Tit 3:3. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Este portretul omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Apostolul Petru descrie și el foarte plastic creștinii lumești și dedați plăcerilor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însuși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi, le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nesatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Cuvintele Apostolului Petru sunt absolut îngrozitoare, care caracterizează acest creștin, că vedeți, creștin vine la mesele de dragoste, nu vine când e de chef, acolo e prezent, nu? La rugăciune și la postul chem. Și ultimul verset îl găsim la Iacov, care explică lipsa răspunsului la rugăciune. El spune, creștinii cer plăceri, de aceea nu le răspunde Dumnezeu. Voi poftiți și nu aveți,
ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete preacurvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să face vrăjmaș cu Dumnezeu? Apostolul este foarte clar. Când alegi plăcerile lumii, de fapt te faci vrăjmaș cu Dumnezeu. Întorci oamenii vremurilor sfârșitului, vor fi iubitori de plăceri, mai mult decât îl iubesc pe Dumnezeu. Vor întoarce spatele lui Dumnezeu și se vor lipi plăcerilor. Haideți să încheiem seara aceasta cu o rugăciune, vă invit să ne ridicăm și să cerem Domnului înțelepciune, să ne ferim de lucrurile astea și să-i ajutăm și pe alții să se ferească de ele, să ne rugăm.